Muzeul Regiunii Porților de Fier a fost astăzi gazda unui eveniment special prin care s-au marcat cei 70 de ani de la Rusaliile Negre. Mulți dintre cei prezenți au adus mărturii ale propriilor trăiri, dar și povestiri despre iadul prin care au trecut familiile lor. Consiliul Județean Mehedinți a fost partener al evenimentului, iar președintele Aladin Georgescu a mulțumit tuturor celor care au participat pentru faptul că au venit din toate colțurile țării și au ales să comemoreze 70 de ani de la deportarea în Bărăgan, la Muzeul Regiunii Porților de Fier din Drobeta, Turnu Severin. Este un moment încărcat de emoții și semnificații profunde, atât pentru dumneavoastră, cei care v-ați întors din iadul Bărăganului, cât și pentru noi toți, generații mai tinere, care avem datoria să nu uităm, căci uitarea înseamnă trădare. Libertățile de care ne bucurăm azi par firești pentru generațiile mai tinere, însă istoria ne provoacă mereu la neuitare și trebuie să amintim că prezentul s-a clădit pe sacrificiul generațiilor anterioare. Datoria evocării rezistenței anticomuniste în România nu revine doar istoricilor, ci și tuturor celor care au trăit în acea perioadă, celor care o cunosc din povestirile din familie, și tinerilor că noi avem obligația să le insuflăm cel puțin curiozitatea de a ști. Nu o să putem niciodată mulțumi de ajuns celor care încă se mai află printre noi și care au menținut vie flacăra dorinței de liberare, care și-au educat copiii în acest spirit neîngrădit de respect pentru ființa umană și fără de care momentul 1989 nu ar fi fost posibil. Astăzi, am lăsat în spate ura și suferințele secolului 20. Avem și noi provocările noastre, dar facem parte din cele mai importante organisme europene și mondiale. Suntem o națiune puternică, avem drepturi și libertăți, la care în anii 50 nimeni nu se gândea. Este o obligație și o onoare, în egală măsură, să evoc azi Rusaliile Negre. Dar cei mai îndreptățiți să vorbească despre acele momente sunteți dumneavoastră, protagoniști ai suferinței, și vă mulțumesc că ați ales să o faceți aici, alături de noi. Vă adresez sincere aprecieri pentru activitatea dumneavoastră, doamnă Ana Blandiana, doamnă Ioana Boca, director general al Asociației Civice, domnilor reprezentanți ai Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, sincer omagiu victimelor deportării în Bărăgan și eroilor rezistenței anticomuniste. Primarul municipiului Drobeta, Turnu Severin, Marius Creciu, a fost și el prezent, aducând un omagiu celor care au trăit clipe cumplite din cauza regimului comunist. Printre primele cărți pe care le-am citit după Revoluție, la 20 de ani, a fost Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii. Veneam după o perioadă în care am avut o dimensiune a istoriei trăită până la 20 de ani, iar cartea Jurnalul Fericirii îmi venea cu o altă dimensiune a istoriei noastre, o altă dimensiune a istoriei trăite de cei de lângă noi. Rezistența anticomunistă, deportarea din Bărăgan, erau două lucruri pe care un tânăr de 20 de ani se întâlnea cu ele, să zic așa, la o primă lectură și care m-au impresionat profund. Mi-a arătat exact ce a însemnat esența neamului românesc, pentru că oamenii aceia care au rezistat atâta amarul de ani în închisorile comuniste, în Bărăgan, arată exact ce e poporul român, care ne sunt originele, de unde venim și unde mergem. O mare parte din ele s-au pierdut mai târziu, din păcate. Dar avem obligația să readucem în prezent, către tineri, ceea ce s-a întâmplat atunci și să nu uităm. Emoțiile au fost prezente și în sufletul managerului Muzeului Porților de Fier, Doinița Chircu, care a empatizat cu poveștile pe care cei care au trăit acele vremuri le-au transmis. Suntem aproape de piciorul podului lui Traian, adică locul de unde se scrie istoria milenară, poarta de intrare a latinității în Dacia, deci un loc important în istoria noastră, și ce altă locație se preta mai bine la un asemenea eveniment când vorbim despre istoria noastră decât Muzeul Regiunii Porților de Fier. Este greu să ne găsim cuvintele pentru a vorbi despre ceea ce
evocăm astăzi. Pe mine mă încearcă puternice emoții și sunt convinsă că pe fiecare dintre dumneavoastră simt că nu găsesc cuvintele, că își pierd sensul propriu și de figurativ nici nu mai vorbim. Pentru că vorbim de o pagină neagră din istoria noastră, aceea a trimiterii în pribegie a peste 40.000 de oameni, 40.320 de oameni, care într-o noapte, la un singur ordin, și-au părăsit practic tot ceea ce făcuseră până atunci și-au plecat în Bărganul cel pustiu ca să înceapă o tristă experiență în viața lor. Evenimentul organizat de Asociația Foștilor Deținuți Politici din România, filiala Mehedinți, s-a bucurat atât de prezența oficialităților județene și locale, cât și a unor oaspeți importanți, printre care Ana Blandiana, președintele Academiei Civice. De exemplu, pe această linie, cum ar fi fost dacă în timpul mineriadei ar fi ieșit în calea minerilor preoți în odăjdii. Sunt convinsă că minerii s-ar fi oprit. În acest sens, mi se pare extrem de important ca mereu, mereu să se dovedească că autoritățile statului, autoritățile politice și spirituale ale poporului sunt alături de adevărata tradiție și de adevărata istorie. Pentru că deținuții politici încet, încet vor dispărea. Înțeleg că la Turnul Severin mai există 4 sau 6 adevărați deținuți politici și câteva zeci de deportați din mai multe sute. Este legea firii. Îmi amintesc cât de obsedat era Ticu Dumitrescu, primul președinte al AFTP-ului, al Asociației Foștilor Deținuți Politici, de felul în care în fiecare an, la congresul care era anual, erau tot mai puțin, tot mai puțin. Era firesc. Ce nu este firesc este ca în momentul când dumneavoastră și noi dispărem să nu mai știe nimic, nimeni despre acestea. Ce nu este firesc este ca tinerii să nu fie alături de noi și m-am bucurat când am văzut elevii aici și m-am bucurat când azi dimineață la liceul Traian am văzut elevii ascultând-o pe doamna Mateescu. Pentru că, până la urmă, aceasta este miza. Felul în care facem să treacă istoria pe care noi o înțelegem asupra generațiilor următoare. În cadrul evenimentului la care a participat Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, care a subliniat rolul important pe care biserica și credința îl joacă în viața oamenilor, atât în trecut, dar și în prezent. Suntem bucuroși și mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne dă posibilitatea să ne mai întâlnim datorită faptului că molima se pare că se îndepărtează de la noi. Doamna Ileana mi-a dăruit o carte la care a pus mult suflet 3 generații de eroi pentru care o felicităm. Sper ca această carte să poată fi tradusă în alte limbi și alte cărți de mare, mare valoare să poată să fie traduse ca nu numai românii, ci toți locuitorii Europei și toți să cunoască ceea ce a însemnat dictatura comunistă. Totodată a fost lansat volumul 3 generații de eroi, scris de doamna Ileana Mateescu, fiica Bărăganului, care a evocat 3 personaje reale ce întruchipează lupta anticomunistă. În fiecare an, membrii Asociației Foștilor Deținuți Politici și Deportați în Bărăgan, filiala Mehedinți, aduc un omagiu rudelor și cunoscuților care, în urmă cu 70 de ani, la data de 18 iunie 1951, au fost deportați în câmpia Bărăganului, unde au răbdat exilul, sărăcia și chiar moartea. Din Mehedinți au fost ridicate forțat și strămutate în Bărăgan 1243 de familii și un număr de 3851 de persoane din 100 de localități.